La bordul navei care plutea în derivă se aflau 8 copii, 4 femei și 17 bărbați. Oamenii au plecat pe jos din Afganistan, au călătorit prin Turcia, iar ulterior au plătit o călăuză turcă pentru a-i aduce în România. Bărbatul care l-a promis că îi va îndruma le-a luat banii, iar în apropierea țărmului românesc i-a părăsit. 13 persoane au necesitat intervenție de specialitate din partea autorităților medicale din Constanța, 11 fiind transportate pentru investigații la o unitate sanitară, deoarece acuzau o stare febrilă. Întregul echipaj a fost preluat de autoritățile române, care vor desfășura demersuri pentru triaj și transport la Galați, unde se află cel mai apropiat centru de refugiați. Acesta este al 4-lea caz de transfugi prinși pe mare în ultimele luni.